observații și recomandări, ați observat că în timpul practicii există un proces de orientare a atenției spre interior, spre a sesiza nivelul care este, să zicem, stimulat, energizat, activat printr-un anumit procedeu. Deci este un fel de, să zicem așa, fază oarecum activă, în care corpul își asumă o atitudine corporală și atenția rămâne deschisă spre interior, spre a percepe ceea ce se întâmplă în lăuntrul ființei, da? Un anumit plan care este activat sau stimulat de acel procedeu. După ce revenim din procedeu, și aici niște efecte pot fi decelate puțin mai ușor, da? Pentru că am ieșit din postură și remarcăm ce s-a întâmplat acolo, cum a lucrat procedeul. Da? Această dublă fază de conștientizare, respectiv de focalizarea atenției și apoi de conștientizare ca un martor a ceea ce s-a produs, va duce gradat la o creștere a capacității de observare, de martor și va duce la o creștere a acuității noastre perceptive, care de obicei este mai estompată atunci când avem de-a face cu planul dimensiunii interioare. Noi până acum suntem obișnuiți să ne exteriorizăm, mintea merge către în afară, vrem să ne orientăm prin simțuri, vrem să explorăm lumea, vrem multe lucruri legate de ceea ce se întâmplă în afara noastră și încă nu am ajuns să ne dăm seama că acest proces de percepție poate fi mult îmbogățit, mult amplificat, dacă el ar fi dus și în sfera interiorității. Și o să vedeți cum gradat o să crească simțul, capacitatea noastră de a observa, de a deveni mai atenți, capabili de o flexibilitate în plan interior și în plan exterior. Noi oricum vrem să o facem, dar nu știam cum să o facem. E bine, yoga ne va învăța. Da. Și astfel noi putem obține cunoștințe despre noi, devenim mai capabili de a acționa, de a trimite prin intermediul minții și intenției energie într-un anumit centru, într-un anumit plan, la nivelul unui organ. Putem să stimulăm noi circulația fluxului de sânge, pentru că începem să știm cum să facem aceste lucruri. Da? Pentru că, atenție, noi lucrăm cu energia. Înseamnă că energia începe să devină mai mobilă. Începem să conștientizăm efectele energiei și putem să concentrăm, oarecum selectiv și la voință, această energie în diferitele planuri ale ființei. Dar asta e cauza yoga. Vine așa aspectată de miracol. Da? Pentru că yoga chiar duce într-o stare de posibilitate extinsă. La nivel de facultate fizică, energetică, psihică, mentală și chiar spirituală. Pentru că lucrează foarte, foarte precis. Și învățăm exact cum astăzi lucrați pe corpul fizic și, da, luați o gantă și, evident, la un moment dat simțiți ce se întâmplă cu brațul, da? Bine, noi vom lucra și vom cultiva o conștiință extinsă asupra interiorității ființei noastre și aici vom obține o cunoaștere revelatoare cu la ce se întâmplă la nivelul picioarelor, la nivelul centrului energetic, la nivelul, nu știu, inimii, ficatului, pancreasului, bilei, creierului. Putem orienta energia acolo, în mod selectiv. Putem să devenim proprii noștri vindecători. Pentru că lucrăm conștienți. Învățăm cum să ajutăm chiar și un tratament din exterior pentru care să fie eficace. Sigur, vom mai discuta despre toate aceste aplicații foarte frumoase ale yogăi. Dar în faza aceasta vreau să vă ofer și o viziune asupra modului de a lucra. Prin conștiință, noi cu adevărat pătrundem în interior. Exact cum conștiința până acum era orientată spre exterior și simțurile noastre preluau informația și, de obicei, creierul, mintea, cum spune la modul general, încerca să decodifice informația senzorială, acum, în practica yoga, vom începe să culegem informații esențiale, da? Vom începe să obținem cunoștințe revelatoare la ceea ce este aici. De ce?
Pentru că simțul noastră este orientat spre a percepe interior. Și de aici miracolul unei cunoașteri de sine obiective care să poată să producă transformări. Pentru că trebuie să recunoaștem, toți vrem să fie mai bine. Nu. De-aia suntem aici. Vrem să ne fie mai bine în toate punctele de vedere. Și avem dreptul să obținem această stare de bine, dar ne trebuie o metodă. Asta este tot. Învățăm o metodă și apoi o cultivăm. Devenim creatori lucrând și, în primul rând, cu noi. Astfel facem salturi și ne îmbunătățim, ne ameliorăm modul în care trăim și existăm pe această planetă.